Compania de apă Someș a anunțat intenția de ajustare a tarifelor pentru apă potabilă și canal meteo ceea ce înseamnă de fapt o majorare a prețului stabilită deja și aprobată. Prețul apei potabile și tariful de canalizare epurare valabile de la 1 iulie 2022 vor fi, după cum urmează, preț apă potabilă 4,81 lei pe metrul cub, inclusiv TVA 9%, tarif canalizare epurare 5,10 lei pe metrul cub, inclusiv TVA 9%. Rațiunea necesității de ajustare a prețurilor tarifelor rezidă în nevoia respectării Planului Anual de Evoluție a Tarifelor la Apă și Canalizare în perioada 2017-2023, conform hotărârii numărul 12 din 2 octombrie 2018 a Asociației Regionale pentru Dezvoltarea Infrastructurii în Bazinul Hidrografic Someștisa, precum și în nevoia de a îndeplini condiționalitățile din contractul de finanțare numărul 225, aferent programului POIM Cluj-Sălaș, încheiat între Ministerul Fondurilor Europene și Compania de Apă Someșesa, anunță compania. Aceasta reamintește că pentru modernizarea și extinderea infrastructurii de apă și canalizare epurare, Compania de Apă Someșesa a atras o a cincea finanțare în valoare totală de peste 400 de milioane de euro, lucrările în cadrul acestui program derulându-se în perioada 2020-2023. Noile prețuri tarife au fost aprobate de Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice prin decizia numărul 90 din 26 mai 2022. Ele se vor aplica în întreaga arie regională deservită din județele Cluj, Sălaj și Mureș, începere de la 1 iulie. Anul trecut, tot de la 1 iulie, compania de apă Someșesa a majorat prețul apei potabile la 4,09 lei pe metrul cub, inclusiv TVA 9%, față de 3,85 de lei cât era anterior, iar tariful pentru canalizare a ajuns la 4,34 de lei pe metrul cub, inclusiv TVA 9% față de 4,33 lei pe metrul cub.